Salutare, dragi români! Continuăm astăzi seria de deșteptări inedite cu istoria și semnificația culorilor drapelului românesc. Pentru început, să vedem cum se citește steagul, pentru că da, culorile au o ordine bine stabilită. Ne întrebăm așadar, care sunt culorile drapelului? Mulți suntem tentați să spunem roșu, galben și albastru, însă este greșit. Ordinea culorilor este albastru, galben și roșu, asta și pentru că drapelul se citește de la lance spre exterior sau de la stânga la dreapta, exact cum am citit o carte. După ce am lămurit ordinea culorilor, să vedem și istoria acestora, de unde provin ele și cum am ajuns la forma actuală a drapelului. Istoria celor trei culori începe de pe vremea dacilor, când standardul de luptă era compus dintr-un cap de lup cu corp de șarpe și unde șarpele era confecționat din material textil pictat în roșu, galben și albastru. A urmat o perioadă în care culorile au dispărut, pentru ca ulterior țara românească și Moldova să revină asupra lor. Drapelul României a fost oficializat cu adevărat în perioada de criză de după al doilea război mondial. În 26 iunie 1848, guvernul revoluționar provizoriu din țara românească a decretat însemnele oficiale ale steagului. Se întâmpla în cadrul Marii Adunări Naționale de la Blaj. La vremea respectivă, pașoptiștii s-au inspirat din răscoala lui Tudor Vladimirescu, care la rândul lui s-a inspirat din Revoluția franceză. De aici și deviza drapelului și semnificația culorilor. Albastru înseamnă libertate, galben dreptate și roșu frăție. Având în vedere semnificația momentului, drapelul României este sărbătorit în fiecare an, în data de 26 iunie. În Constituția din 1866, culorile și ordinea lor au fost consacrate și au rămas la fel până în ziua de azi, cu mici modificări. Pe steag era și stema țării, care era așezată însă doar pe drapelurile armatei. Tricolorul a rămas în această formulă până la venirea comuniștilor, când însemnele regale au fost îndepărtate, iar locul lor a fost luat de stema cu păduri verzi, câmpuri fertile și o uzină pe fundal. Aceasta a dispărut însă în 1989, când revoluționarii, în semn de protest, au tăiat stema de pe steaguri. Drapelul României este cel care a stimulat constant ostașii români. S-a vărsat sânge pentru culori pe tot parcursul istoriei noastre. Două cazuri sunt concludente în acest sens. În 30 august 1877, în timpul războiului de independență, capitanul Nicolae Walter Mărăcineanu a căzut la datorie în timp ce înfingea în parapetul redutei Grivița drapelul regimentului 8. Apoi, în primul război mondial, portă drapelul regimentului 83 infanterie și a pierdut o mână, însă nu a renunțat. El a rămas în mijlocul luptei până în momentul în care ceilalți soldați i-au sărit în ajutor și au salvat drapelul. Chiar dacă cele trei culori ale steagului au păstrat în istorie o anumită consistență, nu același lucru se poate spune despre stemele care s-au regăsit de-a lungul timpului pe tricolor. Despre numărul lor și cum au evoluat în timp, vom discuta într-o emisiune viitoare. Tot atunci vom vorbi și despre protocolul drapelului, când și cum poate fi acesta arborat. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!